de aici atâta libertate și toată binecuvântarea și dăm cu picioarele în binecuvântare, ignorăm cuvântul, ne purtăm rău cu Iisus care ne-a răscumpărat și nu educăm copiii și ne ducem cu grămada către lume, către iad. Nu știți? Din tot sufletul și din toată inima mea vreau să-L glorificăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, care ne-a sprijinit și ne-a călăuzit, ne-a ținut cu sănătate în trupurile noastre, ne-am sculat, cred că fiecare, sănătoși și voioși. Și bucuria inimii numai Domnul o ține. Eu am trecut adesea ori prin stări din astea când am constatat și am văzut că inima cu adevărat e în mâna lui Dumnezeu. Am văzut când inima mi era atât de împovorată și cum dintr-o dată, după câte o zi, două, trei, sau în aceeași zi, spre seară, zbura toată tristeța și deodată părea că răsări soarele, te inunda bucuria și începeai să cânți. Ce minunat e! Acum, cuvântul de astăzi e un cuvânt un pic mai greu, dar ăsta mi s-a pus pe inimă și măcar că unii ar crede că e pentru tineri numai, dar el e deopotrivă pentru tineri, pentru bătrâni, pentru femei, pentru bărbați. E pentru noi, pentru toți. Biblia este scrisă spre învățătura noastră, glorie Domnului. Amin. În schimb, ne izbim aici de câteva întrebări paulinice. Și începe cu asta. Nu știți? Nu știți? Nu știți? Cel puțin de patru ori pune întrebarea, nu știți? În 2 Corinteni 5, cu 1, zice, noi știm în adevăr. Dar asta el vorbea de apostoli, de el însăși și nu de corinteni. Aici de corinteni arăta cu subînțeles, știți sau chiar nu știți? Pentru că vremea de atunci, timpul acela și mai mult decât timpul și vremea, era pornirile sălbătăcoasă a corintenilor, a grecilor și a celorlalte popoare care până azi au aceleași manifestări. În Europa, la mijloc așa, Franța se asemănă cu ei, care pentru ei orice act imoral însemna doar numai o delectare, nu și ceva de care să te ferești. Și asta Pavel vrea ca să o elucideze. Și nu vorbește pentru toți oamenii, ci vorbește pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat la sfânta pocăință. Așa cum a citit preiubitul frate, prezbiterul Oni. Nu știți că trupurile voastre
sunt mădulare ale lui Hristos. Degetul ăsta mare e un mădular a trupului meu. Degetul mic este un mădular a trupului meu. Limba din gură este un mădular a trupului meu. Ochiul este un mădular a trupului meu. Mâna toată e un mădular a trupului meu, piciorul. Dar mai am și cele ce nu se văd. Stomacul, ficatul și apoi iertata fiere care face atâtea probleme la atâția oameni și care ține atâta amărală în ea. Dar-i mădulara trupului meu. Așa există și în trupul lui Hristos. Tot felul de mădulare care le știi, le cunoști și care nu le știi și nu le cunoști din trupul tău, trupul lui Hristos are la fel mădulare. Și ele se împart pe noi, pe oameni. Eu sunt un mădular a trupului lui Hristos, după cum am constatat ultima perioadă când Dumnezeu a zis te pun peste o biserică mare, iacă vin 3 ani, când în fiecare zi sunt folosit ca gură să vestesc Evanghelia. Zilnic, zilnic, zilnic. Și Dumnezeu o umple, că eu nu știu. Mărească-se Domnul Iisus. Așa că altul este o extensie a mâinii lui Iisus. El poate să ajute pe sărac, poate să facă alte și alte lucruri, de care Hristos să fie văzut între oameni și să fie proslăvit, vorbit de bine între oameni. Dar acum, venind la trup, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Și pune un mare semn de întrebare. Și acum, dacă e mădulara lui Hristos, lângă tine poate să fie un mădular acelui rău. Aici vorbea cu precădere la bărbați. Dar poate să se întâmple că la servici tu să ai o femeie lângă tine care nu-i mădulara trupului lui Hristos. Nu-i nici de credință, ci din necredincioși sau de o credință falsă. Și tu, lucrând zi de zi acolo, te poți împrieteni. Lucru care e frumos să fii prieten cu oricine, să nu ai dușmani, sau cel puțin tu să nu dușmănești pe nimeni, poți fi dușmănit de mulți, dar tu nu. Tu trebuie să-ți păstrezi inima curată. Dar se întâmplă din așa stări, câteodată, câte unii din bărbați sunt păcăliți și cad. Era 2 frați, bărbat și femeie, amândoi erau câte într-o biserică baptistă și lucrau împreună într-un birou ca și contabili. Și că trebuie, că nu trebuie,
dar te rog, dă-mi un pix, te rog nu știu ce, dar de câte ori până la urmă prindea cu pixul și degetul. Și cum se întâmplă între oameni? Că doar îți frați, că doar sunt prieteni, că doar... La un moment dat, bărbatul acestei surori a observat că ea nu mai are aceeași dragoste și aceeași comportament în familie și s-a băgat pe ea frumos, i-a cucerit inima din nou pentru el și i-a spus tot ce pățește. El s-a dus la directorul respectiv, care avea și alt plant în altă parte, și l-a rugat de sparte pe ăștia doi să nu se întâmple un caz. Directorul l-a priceput și l-a luat pe fratele și l-a mutat în alt oraș și a scăpat fără probleme. Ce bine este să ascultăm de cuvânt, cum zice și în Coloseni, vorbiți între voi. Dacă ți se întâmplă ceva ca bărbat sau ca femeie, cumva te atinde o dragoste nepermisă în gândul tău, în inima ta, nu tăce, că în spatele ei e diavolul. Vorbește cu soțul tău, spune-i clar. Vorbește cu nevastă ta, spune-i clar. Ce ți se întâmplă? Vorbește cu păstorul bisericii și poți să fii salvat și dacă nu, poți să fii înnecat. Că auzi ce se întâmplă? Cuvântul apostolului Pavel e așa de clar, dar în Corinteni sigur că au avut multe din astea, fiindcă așa era lumea acolo. Pe lângă toate, aveau și temple păgâne unde era ceva socotit ca lucru sfânt să desprâneze oamenii. Și atunci Pavel a venit în ajutorul fraților întrebându-i, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos, a trupului lui Hristos? Nu știți asta? N-ați învățat? Sunteți de atâta timp în biserică, ascultați atâtea predici, auziți și lucrări ale Duhului Sfânt și tot nu știți? Tot încă, cum zicea Pavel, vă gâdile firea? Că zice... Așa numai o zi de post, o rugăciune, ce știu când. Aia nu face nimic împotriva gâdilirii firii. Tu trebuie să fii stăpân și trebuie să ai grijă că trupul tău e separat de tine. Pavel Apostolul spune la un moment dat, văd în mine două legi. Cum adică? După omul de afară, ce-i plăcea la Pavel? Era marele apostol, dar după omul de afară, ce-i plăcea? Îmi place păcatul, zice Pavel. Vezi? Dar după omul din lăuntru, îmi place ce? Legea lui Dumnezeu. Și astea două e firea și Duhul. Și sunt contrare unele altora. Luptă între ele, care de care să biruie pe cealaltă. De aceea, cum Pavel întreabă, nu știți? Și se poate întâmpla că mulți nu-și dau seama și nu știe. Și acum întreabă el,
voi lua eu mădularul lui Hristos ca să satisfac sau să-l fac mădularul unei curve? Nici de cum lucrul acesta să nu se întâmple. Pentru că lucrul acesta poate veni și mai grav. Tot Apostolul Pavel și tot acela la Corinteni 2 ne spune un lucru tare mare, că nu este, de exemplu, nici un păcat așa de mare ca păcatul curviei. Dacă prin imprudență sau chiar ce știu eu cum ai omorât un om, e un păcat în afara trupului tău făcut. Deci trupul tău poate fi salvat, dar o curvie este un păcat împotriva trupului tău. Și atunci el continuă să ne spune: nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce este zis? Cei doi se vor face un singur trup. În vederea aceasta Dumnezeu a făcut pentru om femeia, ca cei doi să fie omul. Cei doi să fie un singur trup. Unul singur nu poate împlini porunca lui Dumnezeu: creșteți și înmulțiți-vă. Numai doi pot să împlinească această poruncă a înmulțirii. Și atunci vorbește și cu privire la căsătorie, să se căsătorească când trupul e în floare. Și apoi, după floare, urmează rod. Prin urmare, cei doi vor fi unul și vor putea înflori și da naștere la rod. Nu știți asta? Întreba Apostolul Pavel. Așadar, versetul 18, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Ce păcat e ăsta? Ăsta e un păcat care îți desonorează trupul. E un păcat care te scoate ca mădular din trupul lui Hristos. E un păcat care, dacă nu ajungi prin neștiință, cum tot spune Pavel aici, ca să te căiești, să te îndrepți, să te mărturisești, să te leapăși, să te pocăiești, atunci păcatul acesta nu-ți va da ție drept la răpire. Pentru că atunci când vine Hristos, vom fi ca și El, cu o singură condiție: dacă nu vom fi despărțiți de trup. Prin urmare, dacă treci prin acte de imoralitate pe care nu le rezolvi, care nu apelezi la mărturisiri, la iertare, trupul tău nu poate învia din morți. Și atunci vei fi ca cel din Corint,
doar un duh, un suflet în împărăție, nu vei putea avea casă. Ți-ai pierdut casa. De aceea asta este un păcat făcut împotriva trupului. Și trupul tău nu-i al tău. Când ai păcătuit cu trupul, păcătuiești odată împotriva întregii comunități care formează trupul lui Hristos. Și păcătuiești împotriva cerului. Așa cum a zis fiul risipitor, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Pentru că, în definitiv, în trupul omenesc, el este, după oamenii de știință, un microcosmos. Tot ce este în cosmos este în trupul tău. Prin ligamente și prin tot ce este în trupul tău. Dacă în fiecare fir de păr din cap pot să observ la microscop, cum am observat și eu, Calea Lacteie de pe cer. Și totodată firul tău de păr nu moare când mor tu. El are viață în el. Având viață în el, nu-i demnirare ce a zis Iisus? Că Dumnezeu știe de fiecare fir din păr, de păr din cap. Și cu un fir de păr din cap nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Păi de ce? Că Dumnezeu e viață și în firul de păr este pusă viață separată de trup. Așa că trupul moare și oamenii îl barbiresc pe mort, dar treia zi barba mare. Și dacă îl desgropi după 3, 4, 5 luni, e părul până pe umeri. Părul nu moare odată cu tine. În tine toate ligamentele, toți mușchii, toate fibrele tale au un corespondent în cosmos. Și apoi sângele le alimentează pe toate. Inima e motorul care bate și pulsează. Dar sângele trebuie să sosească până aici, unde vezi ruticuța asta din vârful degetului. Buricul degetului, zic oamenii. Și aici, cât e de strânt, sângele se învârte și dă viață. Și dă viață prin ceea ce plămânul absorbe din aer, oxigenul, care e puțin în raport de cantitatea aerului. E puțin în aer, dar ne satură. Dumnezeu ne-a lucrat așa de minunat. Nu deja va zice David în Psalmul 139. Mulțumim lui Dumnezeu că l-a făcut o ființă așa de... Cum? Minunată! Minunate sunt lucrările tale, Doamne! Mai țesut ca și în adâncimile pământului. Și acolo, la 2 săptămâni după întâlnirea celor 2 semințe, apar ochii, apoi apar rinichii și apoi celelalte mădulare și ultima e pielea, care și ea e în straturi. Noi vedem numai piele, dar ea e în straturi.
Vedeți câtă înțelepciune a pus Dumnezeu la lucru până când a făcut ființa asta umană. Mărească-i să numele. Amin. Și acum Pavel întreabă, dar nu știți? Păi nu știți? Păi nu știți ce se întâmplă? Fiți foarte atenți! Noi am devenit mădulare ale trupului lui Hristos. Prin faptul acesta, uitați ce zice aici cuvântul, trebuie să fiți foarte atenți. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Vedeți, dragii mei? Voi nu sunteți ai voștri. Voi aveți un stăpân. Trupurile noastre sunt ale lui Dumnezeu și sunt temple ale Duhului Sfânt. Și atunci, cum trebuie să te raportezi? Uitați-vă bine la mine, am să vă arăt ceva. De aici în sus, e Sfânta Sfintelor. Știți că templul avea trei părți. Era Sfânta Sfintelor, era Sfânta, locul unde se sluje, și era Curtea Neamurilor. Atunci, de aici în sus, îi Sfânta Sfintelor. Aici este creierul și creierul tău are un loc specific pentru Dumnezeu. Cum la templu era un loc specific, Sfânta Sfintelor, unde se coborea Dumnezeu. Tot așa în mintea ta este un loc unde se coboară Dumnezeu. Și adesea ori, cum ați auzit și dimineață citind din Iov, Dumnezeu se coboară la tine chiar și când dormi și îți întipărește în minte visuri și îți întipărește în minte câte toate, dar tu să le înțelegi. În zilele trecute am visat și eu un vis. Am visat un lemn foarte mare, așa cam poate de 20 de ori mai lung decât toată sala asta. Atâta era de mare. Și Vasile, băiatul meu, l-a tăiat, a căzut în lung și a fost tăiat pe trei locuri. Și am usudat trunchii ăștia. Cum îi uda să făcea tot mai frumos, așa culoare frumoasă făceau, ceva minune. Dar m-am tot judecat, Doamne, visul ăsta la ce folosește? Ce poate fi și asta? Și am căpătat așa în gândul meu o tâlmăcire că el prezintă trei locații unde-s copiii mei. Odată România, Arizona și Kitchener, Canada. Dar ce înseamnă, ce înseamnă? Mi-am adus aminte de fratele Pop Ionaș de la Mănășturi, când a fost închis pentru credință, dus la canal, nu putea să scrie carte, nu putea să vorbească cumva, nu, nici cum. În schimb,
Venea câte o noapte cu câte un vis, cu câte un lemn. Cărea un lemn sau două lemne sau trei lemne. În capul lui se înțelegea că dacă lemnul nu-i în picioare, e tăiat și îl poate el duce, însemna că e zi de post. Și el postea acolo în pușcărie. Dar nota, mare i-a fost mirarea când a venit acasă, sora avea și e notat cu aceeași dată, același vis. Și ea înțelegea la fel și ei, prin Duhul, Dumnezeu le dădea în mintea lor. Ei erau deodată în post, ăla la canal și aia altă în Mănășturi Cluj. Bă, asta înseamnă post. Am anunțat pe copii și toți ne-am unit la trei zile. Așa zice în Iov. Dumnezeu înștiințează pe oameni prin vise când este scufundat într-un somn adânc. Dar unde? În cugetul lui, în mintea lui. Că Dumnezeu locuiește unde? Cine știe? Nu știe nimeni? Dumnezeu locuiește într-un cuget curat. Mărească-se numele Domnului. Dacă Dumnezeu locuiește într-un cuget curat, atunci, dacă nu-ți păstrezi cugetul curat, vin proverbele și zice, degeaba umblă prostul cu argintul în mână, dacă nu are înțelepciune. Poți tot citi Biblia, dacă cugetul nu ți-e curat, tu nu o pricepi. Tu trebuie să te silești să ai cugetul curat. De aceea trebuie să te păzești de orice chipuri, fie tipărite, fie pe aparate, tot ce ține de diavolul, de nelejuire, de pofte trupești, feriți-vă, că dacă vă întinați cugetul, asta însemnează că îl fugăriți pe Dumnezeu din cuget. Lumina nu stă la un loc cu întunericul. Dacă pătrunde întunericul în capul tău, atunci poftele din trupul tău îs în stare să te ducă la râpă. N-ați văzut păstori mari în capul cultelor trântiți de pofte? Au căzut ca și cum n-ar fi avut o funcție și ca și cum n-ar fi avut atâta respect în jurul lor de către oameni și vestea Evanghelia cu putere. Nu vreau să numesc cu numele, dar doar știți. Și din America, și din România, și de peste tot. Diavolul are un mare săceriș, pentru că voi nu știți. Dar aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel și Apostolii spunea, noi știm în adevăr. Și noi, biserica asta, după atâta har, după atâtea predici frumoase, după atâta înțelepciune revărsată de la Duhul Sfânt în fiecare care s-a ridicat aici la vom și a predicat, pare care de care mai frumos. M-am bucurat chiar și de David azi la ora de rugăciune,
Ce frumos a putut să explice fără să se departeze de textul citit. Că asta e predica adevărată. Când trebuie să te duci cât e Biblia, ea nu-i mai predică, mă. Aia însemnează că tu vrei să arăți lumii că tu știi Biblia. Dar unul nepocăit sau unul care nu cunoaște Biblia, pentru el tu ești complet un străin. Versetul ăla, el nu rămâne cu nimic. Versetul pe care l-ai citit se destul pentru un verset, pentru o predică. Cu cât mai mult, cum am citit noi acum, de la 15 până la 20, poți să destul, mă! Poți să tot vorbești un ceas, fără să te depărtezi. Doar să te sprijinești colo-colo pe câte un verset. Doamne Iisus, ajută-ne! Și dă-ne înțelepciune! Nu știți? Întreba apostolul Pavel în 15, în 16, nu știți? În 19, nu știți? Auzi, mă, tot mereu. Și se vede că corintenii nu știau. Aveau darurile Duhului Sfânt, vorbeau în alte limbi, proroceau, făceau semne, tămăduia bolnavi, dar era analfabeți în ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Darurile nu te mântuie, darurile nu sunt pentru tine, darurile sunt pentru alții. Pe alții o prorocie îl poate trezi și îl poate îndrepta. Pe tine te poate îngânfa. Cum am întâlnit odată pe cineva, era cât picit să facă fratele Băleanu. Acum nu spun, da. I-am spus, măi, George. Am întâlnit pe cineva care după ce a fost o prorocie prin el, minunată, n-ai avut ce zice. Dar el, la urmă, atâta era de satisfăcut și avea drept să fie satisfăcut. Dar până la urmă era și mândru. Vezi? Păi dacă eu nu eram acolo, dacă nu dădea Domnul prin mine prorocia aia, păi așa, mă, nu e așa, mă. Păi dacă tu nu erai acolo, era o măgăriță și vorbea prin aia. Sau cine știe prin cine, ce mare lucru. Am văzut, odată eram într-o mare încolțătură de către securitate și eram prin Munții Apuseni și trebuia să mă duc într-alt loc, de la Balșa la Glod. De la Balșa la Glod era o potecă peste dealuri cu greu așa, dar era și drum așa. Măi, Doamne Iisuse, știam că s-a urmărit acum, pe unde să mă duc ca să nu cad în cursă? Și n-am avut, m-am rugat, n-am primit, n-am avut pe cine întreba. Era un copil cam de 4-5 ani și îl chem la mine până n-am plecat la drum. Îl iau așa pe brață, mă joc un pic cu el să-și deschide inimioara. Auzi, vreau să mă duc la Glod. Tu ce zici? Să mă duc pe drum, roată, sau să mă duc pe poteca asta pe aici? Copilul face... Poți să mergi și pe drum, dar am văzut niște copăi pe drum, adică niște câini mari. Am înțeles, slavă Domnului, am luat-o pe potecă și am scăpat. Vedeți? Nu numai prin proroc poate vorbi Dumnezeu. Prin el i-a dat un dar și poate vorbi când vrea el. Dar poate vorbi Dumnezeu prin oricine când e nevoie.
că suntem ai Lui și suntem în mâna Lui. Glorie Domnului Iisus! Așa că nu uitați, aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Știi asta? Știi că nu poți să faci ce vrei? Știi că ar trebui să cunoști să nu mânci când vrei? Să nu bei apă când vrei? Să nu dormi când vrei? Știi că ar trebui să nu te duci în cutare loc așa vrei? Și să cauți călăuzirea. De atâtea ori sunteți martori acei. Când trebuia să plec undeva, păi nu plecam. Și acum mă sun atâția din toate țările și din România. Și vină, vină, vină. Eu viu când capăt bilet de voie. Păi când capesc biletă? Păi nu știu, vorbesc cu stăpânul, eu nu s-am eu. Când el zice du-te, păi eu mă duc. Și de atâtea ori ați auzit când Duhul Sfânt striga, pregătește-te de drum, mă pregăteam și plecam. Și atunci Duhul Sfânt îți și spune, ca și anul trecut, pregătește-te, drumul e deschis, dar vei întâlni două împotriviri. Și două am întâlnit. Două am întâlnit. Că dacă așa e, așa e. Dar ce-i frumos să știi, că atunci nu te supără. Nu, atunci știi, mă, asta trebuie să treacă, asta e așa. Slăvit să fie Domnul. Și așa e bine, nu sunteți ai voștri, nu știți că e templul Duhului Sfânt, trupul vostru. Și dincolo, tot în Corinteni 6, spune, suntem templul lui Dumnezeu, mă. Dar ce-i templu? Templul este o clădire destinată lui Dumnezeu. Ca și clădirea asta, care a fost prezenți când au venit și cei de la Church of God și s-a făcut deschiderea, ce s-a citit și ce s-a vorbit atunci? Ea e destinată în exclusivitate cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunii și cântării spre gloria Domnului. Nu altceva. Cu părere de rău că mulți nu consideră așa. Mulți consideră că dacă au ei nunta, păi ei nu vin să capete binecuvântare. Ei vin să facă fală, să întindă covoare, să aranjeze, să facă, să dreagă. Mă, mă, mă. Întrebați dacă la templu Dumnezeului celui viu îi place așa ceva? Pentru Domnul faceți așa ceva? Sau pentru fire? În fine, să ne cânte ăla, să ne vorbească ăla, să cutară și ignoră ce au ei în biserică, în multe locuri. Am fost și la o căsătorie chemat în Moldova și pastorul de acolo zice, frate Hozan, aici numai dumneata le vorbești. Dar tu ce ești aici în biserică? Păi ce, eu-s păstorul. Și atunci acum vorbesc eu în străin și tu, păi tu răspunzi de nunta asta și de poporul ăsta, nu eu. Păi ia, da, uite așa scrie pe bilet, uite așa au format ei, așa. Mă, 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 eu sunt păstor ordinat în 63 și până astăzi. Da, am condus bisericile în fostul raion Sebeș, 19 biserici.
și am trecut în județul Sibiu după Revoluție și am înființat câteva biserici și acolo, și aici, și acolo. Dar la mine nu a fost așa. La mine nu mi-au dictat mirele pe cine să pui. Eu pui pe cine să aducă rod. Nu pe cine vrei tu. Odată mă e unul de aici, din biserică, la mână. Pe cutare, de ce nu-l pui? Că mie îmi place cum vorbește. Mă, tu ai fost săran? Da. Apa ai luat om cu zua să sape la vie sau la cucuruz. Păi e. Și apoi dacă te-ai dus pe urma lui și ai văzut-o câte un cucuruz, cât o flică, că l-o tăiat cu sapa sau câte o viță de vie, apoi mai chemi? Păi nu, nu lasă-mă în pace. Eu pui pe cine știu că știe să vorbească și să aducă rod după vorba lui. Și de atunci au avut pace. Oamenii sunt ca oamenii. Oricum să-și arate fala lor. Și asta în credință strică grozav. Orice fală de genul ăsta, nu vă lăudați bine. Căutați să slujiți lui Dumnezeu. Ori miri, ori morți, ca ai în familie, orice-o fi, Dumnezeu să primeze, Evanghelia să fie vestită curat. Nu ambițiile mele și a mea tale, că toate astea nu folosesc nimic. Așadar, noi suntem templul lui Dumnezeu. Templul are trei părți. Prima parte e unde locuiește Dumnezeu. Un mare doctor a făcut o carte în care spune cum locul lui Dumnezeu în creier român. Persida mi-a cumpărat și mi-a trimis cartea aia. Și el arată ce se întâmplă în timpul rugăciunii, sub aparate, ce se întâmplă așa și așa. Cum adică poți să-L descoperi pe Dumnezeu în creierul unui om? În fine, dar templu are și partea de servici unde preoții fac slujbă. Asta e inima, e partea de aici. Deci sus e Sfânta Sfintelor, aici e Sfânta unde se face slujbe. De la Brâu la Vale e curtea neamurilor. Neamurile n-au voie să intre în Sfânta și cu atât mai mult n-au voie să pătrundă în Sfânta Sfintelor. Așa să aveți foarte mare grijă că noi nu suntem un singur om, suntem doi oameni. După omul de afară îmi place păcatul. Place partea asta, curtea neamurilor. După omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Și ăsta se luptă între ele. Trebuie să ai mare grijă să stăpâniți trupurile voastre și să vă rugați ca trupurile voastre să ajungă sub stăpânirea Duhului Sfânt, așa încât să poți să fii liber de ambiții, de ură, de pofte trupești, să fii liber pentru slujirea lui Dumnezeu. Glorie Domnului Iisus! Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Amin.
Dacă tata și mama pricepe aceste întrebări paulinice, nu știți, nu știți, nu știți, atunci va educa copiii și copiii vor ști. De ce dăm de atâtea nevoi și de atâtea necazuri? De ce copilul lucutare nu mai vine la adunare? De ce fata lucutare pățește minuni? Pentru că tata și mama, nici ei nu știe că trupurile lor nu sunt a lor. Și n-au cum învăța pe copii să știe că trupurile lor nu sunt a lor. Apoi, nu pot învăța pe copii pocăința. Copilul de mic. M-am bucurat într-o seară când am rămas mari seara la rugăciunea cei mai mulți și au venit și Alex și au venit copilașii, dar niciunul nu vorbește încă. Fetița e chiar mică. Dar când am zis ne rugăm, amândoi s-au pus în genunchi. Deci asta o știut, mă, de unde o știut? I-a învățat tată-sa. Dar avem copii mari în biserică care nu se roagă deloc. Și avem la cor băieți și fete care nu se roagă deloc. Ei știe să cânte atâta tot. Dar asta nu-i destul, mă. Sunt frați în adunare care în timpul ăsta, mai ieșind afară, am văzut pe câte unii că erau pe telefon. Ba unul altul, în timpul predicii, când predica un frate ce predică bine, tematic și așa, el asculta pe pustan. Pe el nu-l interesa ce în adunare. Apoi copiii lui ăia vor rămâne pocăiți. Niciodată. Vedeți? Dragii mei, nu știți că trupurile voastre nu sunt ale voastre, ci sunt al lui Dumnezeu. Proslăviți pe Dumnezeu în trupurile voastre. Păi dacă veți lua măcar așa întreagăt și partea asta la altă din 2 Corinteni, tot capitolul 6, îl citesc în fugă un pic ca să rămână loc pentru celelalte slujbe, dar gândiți-vă bine ce scrie și aici, de la 16 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cum e asta, mă? Cum de copilul dumneitale se îndrăjește de o bagabontă din lume? Cum de fata dumneitale se îndrăjește de un mahomedan care e învățat că dacă nu ascultă și nu trece la mahomedan, să o omoare? Pe creștin și pe evreu să nu-l lași să trăiască. Scrie la mahomedan în Coranul lor. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Adică la cel necredincios în capul lui numai fără de legea. Numai gânduri păcătoase, numai gânduri de ură, fără de legea. Și în gândul tău ca neprihănit, trebuie să locuiască Dumnezeu. Pe ce legătură între acele? Și mai departe să vedeți numai. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Satana sau răzvrătitul sau cel ce împrăștie. Hristos adună în dragoste, el împrăștie în ură. Ce legătură poate fi? Cum te poți tu împăca? Zice
ăsta de la Elianda, Cătuna, un băiat vroia să ia o fată nepocăită și toată lumea o lăuda că era fată bună, cu minte. Vine la el: ce zici, frate Alexandru? Eu vreau să mă căsătoresc. Bine faci, băiete, însoară-te. Dar cu cine, mă? Cu fata lui Cutare. E, mă, pe aia vrei să o iau? E, că e o fată bună și așa. Bine, mă, ți-i adică îți va place să ai de socru pe dracu? Păi iau-o pe aia atunci și vei avea de socru pe dracu. Și apoi te-a jucat ăla, mă, de ți-or sări opincile din picioare. S-o supăra băiatul de numă. Dar tot pe aia o luat-o. Că zice Solomon în Eclesiastul, un cătrui înclina copacul acolo cade. Dacă el a avut mintea și și-o legat inima, pe acolo s-a dus. Dar știi că numai 4 ani o trăi la oaltă și o trebuie să se despartă? Cât a fost de lăudată de toți și cât a fost de cuminte, atât a fost de rău. Că avea de socru pe Satana și Satana nu-i dă de pace. Păi dacă vrei să ai de socru pe Dumnezeu, apoi e o fată de-a lui Dumnezeu. E-ți o înjinere de-a lui Dumnezeu. Nu te lăsa dus în eroarea minții păcătoase. Ce legătură poate să fie între fără de lege și neprihănire? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Nu te gândești la asta. Nu îi înveți pe copiii tăi. Demnici, mă. Demnici. Aici, în adunare, avem un copil mic, mic și îl întreabă pe un frate când s-a nimerit undeva, au dormit împreună. Zice: tu ai drăguță? Câtă bătrân. Ăsta zice: mă, nu am, mă, eu sunt căsătorit, am femeie. Dar tu ai? Mie mi-ar plăcea să am drăguță. Și el era de 2 palme, mă. Dar ai văzut? De când se cuibărește firea în om, de atunci trebuie tata și mama să baje în el școala vieții sfinte, ca să știe încătru să o ia când e mare. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Păi nu-i lăsați că merg la școală împreună. Meargă, mă. Dar nu, măi, feriți-l pe băiat, feriți pe fată de necredincios. Feriți-i. Cum se pacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Păi noi suntem templul lui Dumnezeu. Ei alalți sunt temple idolești. Ăia știe de Sfântul Nicolae să-i facă turte, să-i pui la fată sub cap, ca să visează cu cine să mărită. Ăia știe la anul nou să facă nu știu ce minuni, ca iară să-i să mărite fata sau să se însoare băiatul. Sau cine știe câte din astea? În catedrală la Sibiu m-am băgat odată, m-am uitat, era făcută Fecioara Maria, mare, o statuie din gips, din ce-o fi fost, frumos, nu? Vopsită, fain acolo. Și avea un mic pedestral așa la picioare. Măi, droaie de bilete! Erau scrisă și
cu ață la ea le pus acolo. M-am apucat și am citit. Maica Domnului, rogă-te pentru băiatul meu Sabin să se poată însura, care 32 de ani și nu însurat. Apoi dacă a ajuns la 32 de ani și nu s-a însurat, lasă că s-a însurat după moarte. Dă-i pace. Ce însurătoare mai vrei la 32 de ani? Însurătoarea însoară-te în floarea vâstrii, mă. 23, 25, apoi însoară-te, mă, nu tot tămânda. Că atunci ai găsit o fată să-ți placă, dar când ești de 30 de ani, tu nu mai găsești nicio fată pe plac. Toate fetele sunt cu defect în ochii tăi. Și nu te poți căsători, dar poți trăi fără de leși, poți trăi în autosatisfacții care te umple de demoni și în câte alte lucruri. Păi însoară-te la timp, mă. Nu? Apoi am început acolo, am citit, am și râs, Doamne iartă-mă, și am plecat că m-am gândit, mă vede vreun popă din ăsta, mă, e la zor. Cum se-mi placă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei îmi vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ce de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Ai să nu vreodată la copiii tăi lecția asta, când au avut 8-9 ani? Le-ai vorbit de asta? Pe măsură ce crește să știe să se păzească? Să știe să se stăpânească? Să știe să nu se împretinească? Pare că văd și acum înaintea ochilor mei, înainte de a ridica pe evrei, pe ulița din sus, în Fodora erau evreii. Noi eram lângă pârâul obârșiilor și noi eram 11. Mai jos, fratele Hozan Nucu avea vreo 14, altul ce știu câți. Păi noi ne adunam acolo, păi ne jucam, mă, cu jocuri de atunci, copilărești. S-auzea gălăjia noastră pe ulița mare, din ulița din sus. Vine copiii evreilor, tot câte unul, de 3 ani, de 7 ani, de nu știu ce, toți cu perciunașii înodați aici, cu pălărioara pe cap, sosea lângă noi, așa puneam mâinile la spate, râdeam noi, râdea și ei. Când ne apropiem de ei, ei se dădea în spate. Dar nu lua mâinile de la spate, Doamne, feri să pună mâna pe o jucărie de-a noastră, că noi eram neamuri, eram spurcați. Copilul de 3 ani, mă, știa că el e evreu. Cum de pocăitul nu-și poate educa copilul la 20 de ani să știe că e pocăit? Păi pe un evreu de ăla nu l-ai putut face să se căsătorească cu unul din ăștia, la să ferească Sfântul. Sau o fată de evrei din aia, nu puteai. Cum de aici atâta libertate și toată binecuvântarea? Și dăm cu picioarele în binecuvântare, ignorăm cuvântul, ne purtăm rău cu Iisus care ne-a răscumpărat și nu educăm copiii și ne ducem cu grămada către lume, către iad. Nu știți? Nu știți? Nu știți? Întreba apostolul. Păi trebuie să știm cu toții că Dumnezeu nostru e sfânt. Așa e templul lui și așa trebuie să fim noi. Amin.